Spitalele sunt pline de copii care ajung tot mai des în ultima vreme la urgențe cu febră și manifestări respiratorii. Peste 200 de copii ajung zilnic la secția de urgențe a Institutului pentru Sănătatea Mamei și Copilului din capitală. Medicii spun că una dintre cauze o reprezintă alternanțele de temperaturi. Numărul ridicat pune presiune pe spitalele de pediatrie, unde cu greu se mai găsește un loc de internare. Și vorbim acum despre această situație cu medicul Mihai Craiu. Bună dimineața! Vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața! Domnule doctor Craiu, cât de dificilă este situația în această perioadă și ce duce mai exact la acest număr uriaș de îmbolnăviri în rândul copiilor? Situația este cum ne așteptam să fie, dat fiind faptul că sunt sărbătorile, dat fiind faptul că în țară vin foarte multe persoane, că suntem într-o permanentă mișcare și era de așteptat să crească numărul de afecțiuni transmisibile pe cale respiratorie. Cauzele, în afară de mobilitatea mare de populație, vin și din obiceiurile noastre românești. Ne e frică de curent, deci nu aerisim foarte bine și, din păcate, mi s-au estompat reflexele de la începutul pandemiei, când stăteam la distanță de 1,5 m, 2 de cineva care strănută sau are semne de boală respiratorie, ne spălam bine pe mâini când ne reîntorceam acasă și toate cele obișnuite. Când trebuie mers cu copilul la spital? Da, cred că în acest moment un părinte care are un copil bolnav trebuie să gândească întâi dacă nu cumva îl îmbolnăvește mai rău așteptând 6 ore într-o unitate de primiri urgențe supraaglomerată unde pot fi în același timp cazuri de gripă, VSR sau alte boli transmisibile respiratorii. Deci, rezumând, 3 sunt semnele mari că trebuie să ne ducem la urgențe acum. Febra asociată de modificări ale stării de conștiență, adică copilul care e greu de trezit sau chiar comatos sau face convulsii, febra asociată cu deshidratare, adică acel copil unde ieșirile de lichide sunt mai mari decât intrările, fie că vomită, fie că are diaree, și febra cu dificultăți respiratorii când frecvența respiratorie e peste 50 pe minut. Astea sunt reperele și dacă se întâmplă astea, chiar trebuie să ne ducem la spital și dacă există, nu o să așteptăm 6 ore, ci conform protocolului național de triaj va fi mult mai repede. Și atunci vă întreb, ce ar trebui să aibă în această perioadă fiecare părinte în casă pentru a interveni în astfel de cazuri? Mă refer la medicamente, la leacuri. În cazurile copilului mic anterior sănătos, ar trebui să avem numai medicamentele de febră și durere, pentru că toate celelalte nu sunt medicamente. Ajută unui copil cu boală respiratorie să-i facem o baie hipotermizantă, să-l dezbrăcăm, să nu creștem temperatura în casă la 25-26 de grade când e febril. Putem să-i dăm lichide multe, ceai, compot, sucuri, să-i oferim un pic de miere când tușește mai mult și să avem răbdare. Pentru că toate bolile astea durează între 7 și 10 zile. Nu se fac imediat mai bine. Da. Spuneați că dacă vor ajunge la spital, există riscul să aștepte și 6 ore. Totuși, câți dintre copiii care ajung la dumneavoastră la urgențe au nevoie de internare, domnule Craiu? Cam 10% este media ultimilor ani. În ultimele zile, când a fost foarte, foarte mare aglomerație, nu am internat mai mult de 10%. Deci, din cele peste 200 de prezentări, cam 20-25 de copii au fost realmente atât de bolnavi încât au trebuit să primească perfuzie, oxigen și alte îngrijiri care nu puteau fi acordate acasă. Testele arată, din ce am aflat și noi, că cei mai mulți dintre copii au gripă de tip A. Da, așa este. E de departe cea mai zgomotoasă. Gripa vine fast and furious, adică e copilul aparent puțin răcit la prânz, iar până seara are 40 de grade, îl dor mușchii, capul, oasele, zace, nu mai vrea să se uite nici măcar la telefon sau, în fine, distracția lui favorită și atunci chiar trebuie să mergem la spital. De ce? Pentru că gripa are tratament specific. Gripa nu se tratează numai cu, sau formele grave de gripă, numai cu ceai și doctorii de temperatură. Are medicație antivirală specifică care ușurează semnificativ boala. Și nu putem să nu ne întrebăm câți dintre părinți se gândesc la a le administra antibiotic copiilor. Da, e unul din obiceiurile noastre ale românilor care credem
că bole acute cu febră se vindecă mai repede sau nu fac complicații dacă administrăm antibiotice. Lucru care nu este corect, pentru că virusurile nu sunt ființe vii ca noi să nască, să mănânce, să îmbătrânească, deci nu pot fi omorâte cu o trăbuni, cum sunt antibioticele. Virusurile sunt exact ca informația dintr-un computer. Deci sunt pur și simplu mai informație. De aceea antibioticele nu ajută sigur și ar putea să și facă rău unui copil dacă sunt date fără prescripție medicală. Domnule doctor Mihai Craiu, vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări și multă sănătate. Vă dorim